listată la bursă, așa că investiți. Din păcate, doctorul Aurel Vaină, președintele Federației, și cred că dumneavoastră îl cunoașteți, da, nu a putut veni la această manifestare, nepermițându-i agenda. Și pentru că există zvonuri că nu s-ar simți bine, eu vă spun că se simte foarte bine și să dea Dumnezeu să fie încă mult timp cu noi. Poate vă întrebați cine e cel din fața noastră. O să mă prezint foarte scurt ca să știți cine vă va expune această lucrare întocmită cu domnul președinte, la care ține foarte mult. Sunt născut în 1956, în București. Am 62 de ani. Sunt căsătorit. Am o fată căsătorită și la rândul ei. Profesional am absolvit ASEU, Academia de Studii Economice, în 1980, în București. Am lucrat într-o mare uzină din București, uzina Vulcan, 15 ani, vândă de la amătură, adică de la stagiatură, cum era pe vremea respectivă, până la șef de serviciu. În 1995, profesorul Cajal, suntem un pic rude. Profesorul Cajal m-a invitat la Federație Zicronolivă, fie memoria documentată, ca funcție de consilier economic. Până în anul 2005, când am trecut în funcția de director economic, și din 2016, domnul dr. Vaină mi-a spus, e timpul să vin lângă mine. Și am candidat împreună și anul viitor mi se termină mandatul. O să vedem ce va fi. Acum, cine suntem noi, Federația? Probabil că dumneavoastră cunoașteți și am un material pe care o să vi-l expun. E foarte drag domnului președinte. Cum ieșim în lume? Cum ne facem cunoscuți? Dar mai întâi vreau să mulțumesc Guvernului României, prin reprezentanții aici de față. Vreau să mulțumesc Institutului Cultural Român, organizatorul și dumneavoastră, participanților, pentru că suntem azi aici și v-ați răpit din timpul dumneavoastră pe această vreme răcoroasă să fiți alături de noi. Este evident că nu e prima dată când Federația, prin conlucrarea cu Guvernul României și ICR, sunt inițiative care prind viață și care arată cât de bogată se dovedește cultura unui stat, atunci când ea este rolul creativității diverselor etnii din respectiva țară. Când fiecare minoritate își aduce contribuția specifică la un tablou care capătă complexitate și profunzime. În acest context, aș aminti că din comunitatea evrească din România s-au ridicat de-a lungul secolelor academicieni, oameni de știință, istorici, literați, muzicieni, arhitecți și pictori, lingviști, ziariști și actori, personalități de prim rang, al căror nume nu le pomenesc aici, pentru că sunt atât de numeroase, încât aș comite nedreptăți și chiar impietăți față de cei care rămâne în afara unei enumerări incomplete. Tocmai această zestre extrem de valoroasă este cea care mi-a determinat să adoptăm o politică de deschidere culturală față de celelalte minorități și de majoritatea etnică din România. Pentru a izbuti ca prin cunoașterea reciprocă să obținem recunoașterea reciprocă. Este, această acțiune este cea care îi place atât de mult domnului dr. Vaină, dar este atât de sugestivă și de reală. Un exemplu cu care o să încep, îl aveți aici sub ochii dumneavoastră, ceea ce v-au spus mai devreme colegii noștri, expoziția Tineri Artiști, martori ai viitorului, proiect inițiat de Federație și de Fundația Filderman și derulat prin eforturile colegii noastre, dar nu mai văd, Janina Ilie, Janina Ilie, director executiv al Fundației Filderman, și ați văzut în câteva vorbe care le-a spus, cât de sensibilă și cât de emotivă este colega noastră.
Aceasta este o ilustrare elocventă a modului în care, prin artă, pot fi promovate, între alte subiecte, istoria evreilor din România, specificul lor cultural, al nostru. Vreau să subliniez că autorii lucrărilor grafice sunt elevi de la liceele și colegiile cu profil artistic în România și că aparțin mai multor comunități etnice. Este o inițiativă foarte valoroasă, tocmai pentru că artiștii plastici nu sunt evrei, dar arată o bună înțelegere față de subiectele etniei noastre și reușesc să transmit această înțelegere și acest fior artistic celor care au contact cu creațiile lor. Gianina, spune-mi, te rog, sunt de vânzare aceste tablouri, că vreau să te aduc investiții. Nu aici, nu aici. O să... După ce se întorc din străinătate lucrările, vor fi scoase la licitație să oferim câteva burse. Asta este ce dorim să facem. Ce vârstă au copiii care au desemnat? Între 14 și 18. Deci foarte tare. Și sunt numai de la Megama, de la secția de cultură sau... Nu, au fost, nu, au fost și de la licee care nu au profit, dar domnul profesor și doamna de la guvern a menționat una dintre domnișoarele de la Dorohoi care a fost prezentă și a spus că și-a schimbat destinul, a învățat să lucreze, astăzi este studentă la arhitectură. Nu numai de la arhitectură, deci nu numai de la pictură, ci de la grafică și de la povestile. Deci pare de multe, dar școlile de artă, dar sunt mai multe semnifică. Sunt acum studenți și străinătate dintre elevi care au... Și de aceea ca... Și tablete de creații sunt tablete internaționale? Nu, sunt naționale. Naționale, da. Dacă îmi permiteți să merg mai departe. Și pentru că suntem în domeniul expozițiilor, aș aminti un alt exemplu de modul în care valoarele spirituale evreiești pot fi transmise prin contacte culturale interreligioase. E vorba de expoziția Temple și Sinagogi din România, poate că unii dumneavoastră cunosc, care a fost în prima ediție a avut loc în Palatul Patriarhiei, permisată însă și de Patriarhul României. Este o dovadă de deschidere a societății românești față de valorile spirituale evreiești și vreau să amintesc că Patriarhul României a participat nu numai la această expoziție, ci vine de la sărbătorile religioase care au loc la Templul Coran din București, alături de reprezentații altor culte din România. Este o relație excepțională pe care o Federația o are cu celelalte culte și, bineînțeles că, astfel ne apropiem, ne cunoaștem, ne sprijinim în anumite proiecte, finanțări și așa mai departe. Cum v-am spus, eu sunt de formație practică, nu artistică. Dar asta nu înseamnă că nu apreciez și iubesc cartea. În același scop, Federația, sprijinită de ministere și de autorități locale, organizează prin departamentul specializat, un departament specializat de artă și cultură, festivaluri devenite deja tradiționale. Și acum mă refer la dramaturgul Mihail Sebastian. Probabil că știți că la Brăila va avea loc în noiembrie anul ăsta a 6-a ediție a festivalului Mihail Sebastian și vă invităm, dacă aveți ocazia să ajungeți în România în noiembrie. Și, bineînțeles, ziua limbii și teatrului Yiddiș. În acest an, la Suceava, a avut loc a doua ediție a acestei manifestări. Și la Iași. Da, și la Iași, așa este, vă mulțumesc. Colegul nostru, deputatul, tânărul deputat Silviu Vexler, poate că îl știți sau ați auzit de el exact, a obținut legiferarea zilei de care v-am spus. Deci este un succes. El este, de fapt, nu, cum să vă spun, porțile au fost deschise în Parlament. El a lucrat cabinetul domnului Dr. Weiner foarte mult timp.
porțile deschise, dar a fost un tip care a insistat și știe să-și deschide uși, să facă prieteni și contează foarte mult. Știți cu toți, în ziua de azi, să ai relații acolo unde trebuie. Nu m-ați auzit. Să vă mai amintesc încă ceva, festivalul Strada Armenească a avut loc de curând, exact, am participat și noi cu formații de dansuri, formația Hora, Averin, cu Crezmării, așa. Și cu, bineînțeles, Maia Morcăște, care e nelipsită din formația Vuiperez Crezmări Band. De asemenea, participăm la târguri de carte. Bookfest, care are loc în București, în alte orașe, în străinătate. Da. Un alt loc extrem de apreciat de cei din țară, nu mă refer la evrei, numai la evrei, este Teatrul Evreiesc de Stat. Maia Morcăște este un nume cunoscut în toată lumea. E un repertoriu foarte bogat. Este Teatrul Evreiesc de Stat. Ca orice teatru de stat au bugete limitate. Asta e tragedia artei. Nu departe de teatru este Muzeul de Istorie și Cultură a Evreilor din România, care este amplasat în Templul Unirea Sfântă, care a fost renovat recent. Nu știu dacă cineva dintre dumneavoastră a avut ocazia să-l vadă. Arată splendid. Vreau să vă mai spun că noi avem un proiect, și o să vă arate colegul meu, Rubin Marcovici, un proiect de reabilitare a sinagogilor. Mai sunt în România 87 de sinagogi. Unele sunt în stare foarte grea. Și ca și cimitere. O să ajung. Nu trageți în mine, el e. Așa. Și ca și cimitirele. Sunt 837 de cimitire în România și evrei în România, conform recensământului, mai sunt 3200 la ultimul. Dar membrii înscriși în comunități, în total, mai sunt 7000. Vă dați seama să administrezi 837 de cimitire cu o climă în care vegetația explodează de primăvara până toamna? E ceva... O să vă expună colegul meu. Ce vreau să vă mai spun? Că am renovat din aceste 87 de sinagogi, am reușit să renovăm 23 de sinagogi, între care Templul Coral din București, Sinagoga Ortodoxă și cea Neologă din Oradea, Templul Sinagoga Merarilor și Sinagoga Mare din Iași, Templul Meseria și Nordin Galați, da, Hârlău, Deva, dar nu știu dacă dumneavoastră ați avut ocazia să vedeți. Da? Bun. Este iarăși o ieșire către celelalte etnii și către majoritate. Sunt niște simboluri ale trecerii evreilor prin România. Ce să vă mai spun? Vă spun de editura Sefer, cred că o știți cu toții, care are un plan editorial anual de circa 20 de titluri de carte. Și mulțumim, iarăși arăt spre Guvernul României, pentru că prin Departamentul pentru Relații Interetnice, și nu e vorba numai de editura Federației, editurile minorităților etnice, de minorități etnice vorbim în România, sunt subvenționate parțial de Guvernul României. Și nu numai primim bani, nu numai pentru editurile, revista Realitatea Evrească, pentru dotări, pentru organizare și funcționare. Nu acoperă, dar ne ajută. Există Centrul Comunitar Evreiesc din București și există încă 5 centre comunitare în țară. Timișoara, Oradea, Cluj, Iași, Botoșani. Am spus? Ce să vă mai spun? Formațiile de clezmări. Formația de clezmări, m-am spus mai devreme, dar nu numai în București e formația de clezmări. Avem și în Cluj, Oradea, Iași, care participă la diverse festivaluri.
cum v-am spus, la strada armenească, urmează să... Așa este, la 1 septembrie, în Timișoara și în Oradea, va avea loc festivalul Shalom Yerushalayim, unde pe lângă specialități gastronomice specifice, sunt și expuneri, sunt și klezmeri, sunt și... Cum? Și e zidul plângerii în miniatură, unde învață ceilalți, nu evrei, evrei, ceilalți să vină și să-și pună dorințe și așa mai departe. Eu am încercat să sintetizez cât am putut de mult. Eu vă mulțumesc că m-ați ascultat. Este un material realizat împreună cu domnul doctor Aurel Vaină, care, nu știu dacă v-am spus Shalom de la început, v-am spus, vă doresc sănătate și tot ce e mai bun. Mulțumim, domnul Mănescu, pentru că a fost foarte sintetizat și la obiect. Pe unele lucruri le știam, pe altele nu le știam. Este bine să ne updatăm și felicităm Federația pentru tot ceea ce face și pentru toate inițiativele frumoase și pentru toată dăruirea de care, pentru că fără pasiune, treaba asta nu se poate face. Și eu am făcut ASEU și sunt una mai mică decât dumneavoastră. Și acum o să întrerupem puțin șirul acestui tip de rememorare cu un moment de carte. Protagoniștii sunt reprezentanții editurii Albatros, dar și ei vor vorbi despre adevărul asupra problemei evreiești din România în lumina textelor religioase și a statisticei de Hilderman. Deci toate lucrurile sunt legate între ele. Iată-l pe directorul editurii.